să discutăm practic față în față. Și noi la că... clasă suntem la fel, stai liniștit. A, da, corect, corect. Acum se fac online cursurile. Da, despre, înainte să continui, mă aude toată lumea bine, mă aud bine ca să știu dacă... Ok? Perfect. Pentru astăzi am pregătit câteva noțiuni introductorii despre permacultură. Este un domeniu relativ vast și în continuă completare. Și estimez că vom discuta despre acest lucru cam o oră și jumătate, după care, în funcție de timp, putem să păstrăm o conversație mai liberă. Dacă veți avea mai multe întrebări, poate situații concrete și așa mai departe, cu siguranță mă puteți întrerupe în timpul prezentării dacă este ceva care nu se înțelege sau este foarte important. Și ok, altfel putem comunica prin semne ca să nu ne năpustim cu toții deodată și să nu ne înțelegem. Eu aș putea spune că am fost agricultor născut. De foarte mic copil mi-a plăcut să mă joc acolo în țărână cu ceapă, usturoi, ce-mi dădea și mie porumb, ce-mi dădea bunica să plantez, că nu mă lăsa să-mi pun de toate. Eram cu găinile, oricum, ca mulți copii care au copilărit pe la țară și au avut acces la tot ce ne oferea. Am rămas cu această pasiune toată viața, am întregit-o cu o pasiune mai diversificată asupra naturii, dar pentru mulți ani mi-am concentrat atenția către alte domenii. Eu am lucrat într-o companie... Este ok? Ok. Într-o companie multinațională pentru 10 ani. Am fost plecat și din țară 3 ani în China, după care am decis să îmi schimb un pic focusul și cred că cu un an și ceva înainte să mă întorc, am descoperit permacultura ca și concept. Eu mai știam, cunoșteam principii de agricultură ecologică, de ecologie în general, dar nu mi-era foarte cunoscută permacultura. Am descoperit-o chiar prin cartea unuia dintre fondatorii curentului. Sunt mai mulți, nu a fost o singură persoană care a zis aceasta este permacultura. Carte pe care am citit-o, cred că, în decursul unui an, e un compendiu destul de mare. Și de acolo toate s-au pornit în lanț și am venit cu ideea în cap că atunci când mă întorc în țară, la grădina părinților, vom aplica cât mai multe principii de permacultură pentru a obține atât rezultate mai bune, dar și pentru a ne mări impactul, adică ne-a micșora impactul asupra mediului. Menționez că am cu tatăl meu o grădină în sudul Telormanului, la Dunăre, Turnul Măgurele. Acolo avem cam 3.000 de metri pătrați de teren și de 12 ani de când îl avem, cultivăm, aș spune, 80% de la început s-a cultivat ecologic. Cam așa, până acum vreo 4-5 ani când am trecut la 100%. Iar de când m-am întors eu de 3 ani, nu numai cultivăm ecologic, dar aplicăm clar principii de permacultură. Doar așa să vă zic o diferență după care discutăm concret. Există foarte multe, dacă aveți o grădină știți, există foarte multe substanțe cu care poți să stropești și sunt considerate sau certificate ecologic. Noi nici pe acestea nu le folosim sau încercăm să le folosim foarte puțin, pentru că inclusiv ideea de a combate ceva stropind are o valență un pic convențională și nu este neapărat în spiritul permaculturii. Și o să explic mai târziu și la ce mă refer. Deci nici asta nu prea mai facem acum. Înainte să continui, puteți să-mi ridicați mâna cei care fie aveți o grădină unde locuiți sau mai gestionați o grădină din când în când la, nu știu, părinți, rude și așa mai departe?
Ok. Deci, cred că peste jumătate din persoanele de aici se îndeletnicesc cu grădineritul. Poate unii dintre dumneavoastră sunteți chiar activi și pe piață, nu știu, vindeți legume sau tot este pentru consumul propriu. Ok. Bun. Da, am văzut doamna Florentina Titulac, care un chiveș cu măraș și pătrunjel. Păi se pot înmulți, puneți două, trei în curând. Ok. Despre permacultură, o să am și o mică, un suport, să spunem, de prezentare pe care o să-l împart pe ecran. Numai puțin. Și o să... Să am rugămintea, Bogdan, să-mi spui dacă este ok cum se vede sau trebuie să mai ajustez ceva. E perfect, nici n-aș fi putut să-l potrivesc așa. Perfect. Da? Da. Bun. Ok. Perfect. Ok, permacultura. Haideți să începem direct în pâine. Cunoașteți subiectul acesta? Puteți să ridicați mâna dacă ați mai auzit ceva despre permacultură până acum? Doar ca să-mi fac o idee. Ok. Foarte bine. Este un concept relativ nou, în sensul că el a apărut în anii 70, mai ales în Australia, dar o să vedeți imediat că multe din principiile și metodele permaculturii se nasc din agricultura tradițională, din observarea naturii, pentru că el, în esență, folosește noțiuni de ecologie. Este, practic, un mod de a face agricultura sustenabilă, astfel încât ceea ce obținem, rezultatele, sunt cu cel mai mic consum de energie și generează un surplus care, după aceea, este împărțit și întors în mediul de unde provine, fără să avem un impact, asta e o condiție esențială, fără să avem un impact negativ asupra mediului natural sau uman. De ce este esențial și ce ar însemna? Pentru că și agricultura convențională, în final, caută să minimizeze consumul de energie, doar că se focusează, se concentrează doar pe un anumit tip de energie, energia fosilă în special, și o energie exterioară și în același timp aduce o recoltă, un surplus. Dar nu ia în calcul impactul asupra mediului și aici vorbim de biodiversitate, poluare, deșertificare și mai departe și nici nu ia de cele mai multe ori în calcul factorul uman. Faptul că foarte mulți fermieri, deși produc hrană, sunt dependenți de anumiți furnizori, anumite sisteme, piețe și așa mai departe. De când permacultura tinde să dea o independență celor care o practică. Permacultura utilizează resurse ce se pot regenera permanent și, cum spuneam, surplusul se returnează în sistem. În natură, pe planetă de altfel, toată energia care vine de la soare. Este, după cum știți, energia cea mai abundentă și ea este transformată, razele solare sunt transformate în energie prin fotosinteză de către plante. Acestea sunt baza unui sistem. Și când zic că utilizăm resurse ce se pot regenera, mă refer concret la alternativa de a folosi, de exemplu, lemnul cultivat în propria ogradă sustenabil, în loc să folosim gaze sau cărbun și așa mai departe. Pentru că energia care vine prin frunze, în pom, crește, este stocată acolo și este liberată după, dar plantând alți pomi în loc și urmărind relațiile, noi regenerăm și conservăm pe termen lung această energie. Bun. În același timp, avem de a face cu autosuficiența, în sensul că ceea ce încercăm, prin ceea ce producem și tot ceea ce facem, să
fim autosuficienți. Tocmai de aceea cei care practică permacultura încearcă să aibă panouri solare în loc să folosească sistem pe gaze. Să capteze apa, fie de la ploaie, fie din, din râuri sau pârâuri care sunt în zonă, astfel încât să nu fie dependenți de extrasul apei de undeva sau transportul ei. Semințele, mâncarea pe care și le produc sunt întotdeauna același întoarse în sistem. Deșeurile, dacă există, și în principal organice, se întorc prin compostare sau prin hrana altor animale care după aceea elimină compost, se întorc tot în același sistem. Este foarte diferit de sistemul convențional, mai ales bazat pe câteva culturi, care știți, ară, recoltează, după care nu se întoarce nimic. Trebuie să aducem exterior fertilizanți chimici și așa mai sintetici și așa mai departe. Referitor la autosuficiență, aici există și o filozofie care foarte mulți practicanți o iau în calcul. Niciodată ceva nu va fi autosuficient din perspectiva umană, atâta timp cât nevoile noastre pot fi nelimitate. Și atunci autosuficiența trebuie să trateze un pic și problema limitării voluntare a consumului. Adică, care sunt nevoile noastre? Trebuie să analizăm un pic ce este cu adevărat necesar și ce este doar în plus care și produce mai multe deșeuri decât utilitate. De asemenea, vreau să zic ca și știință, dacă ar fi să considerăm permacultura ca și știință, putem să o vedem ca știința plasării componentelor unui sistem în unui sistem de design în cea mai bună poziție relativă, astfel încât toate resursele iar poluarea și risipa sunt eliminate. Cred că am pierdut puțin internetul. Da. Vă spuneam că a apărut mișcarea în... Se aude foarte bine, Emil. Se aude foarte bine. Da. Ok. Vă spuneam că mișcarea de permacultură a apărut în Australia, în anii 70. Și nu este neapărat o coincidență că a apărut acolo, pentru că Australia este chiar un caz de studiu despre cum impactul omului a provocat daune asupra ecosistemului într-un timp extrem, extrem de scurt. Mai exact, în momentul în care coloniștii au venit în Australia, au adus cu ei și modelul convențional de agricultură practicat în Europa. Acum, eu nu, niciun caz nu spun că modelul de agricultură din Europa este unul fundamental greșit. Ba chiar cel tradițional, pe care îl știți de la bunici mai ales, sau chiar și străbunici, pentru că deja din anii 50 au apărut multe modificări, era un sistem foarte aproape de ceea ce spune permacultura. Bazat pe intuiție, observare și neapărat și pe studiu științific, dar oricum era foarte aproape. Însă el era gândit și creat pentru climatul și tipologia europeană, care este unul destul de specific la nivel global și chiar cu un procent foarte mic de similaritate cu alte ecosisteme. În momentul în care a fost adus în Australia, un ecosistem extrem de diferit față de majoritatea de pe glob, a provocat cele mai mari daune și cel mai rapid. Un exemplu foarte bun este pășunatul, folosind oile. Știți probabil că au fost mulți ani de zile și în continuare sunt în topul exportatorilor de lână și producătorilor de și ale efectivelor de de oi. Ideea este că în Europa pășunatul cu oi are un impact diferit pentru că aportul de precipitații și solul sunt foarte diferite și permit un pășunat intensiv. Pentru că oile în principiu au un pășunat destul de intensiv. Mănâncă foarte, foarte mult din iarbă și mănâncă de jos, nu-i permis să regenereze.
Ce s-a întâmplat în Australia este că solul și plantele de acolo nu erau adaptate să poată să facă față la un pășunat intensiv al oilor. Și din acest motiv, foarte multe hectare, sute de hectare de teren s-au deșertificat într-un rind foarte repede. La fel, problema monoculturilor. Ele cât de cât au sens în Europa, pentru că este un regim de sol și apă specific, dar în Australia au cauzat la fel pierderea nutrienților foarte puțin oricum din sol, deșertificare și probleme cu dăunători. Și observând aceste lucruri în practica agricolă din anii 70 din Australia, Bill Mollison, unul dintre fondatori, a început să studieze, bazându-se pe observație, de ce anumite sisteme, cum erau sistemele aborigene din Australia, produceau foarte mult, foarte mult output, foarte mult, o recoltă foarte mare, pe când sistemul european avea nevoie de, avea o ineficiență mult mai mare. Și atunci au început să observe relațiile dintre anumite plante, animale, pe care aborigenii le știau pentru că le intuiseră și europenii nu le-au aplicat în momentul în care au venit. Nu o să intru în detaliu aici, pentru că este ceva specific, doar ca și poveste cum a apărut și de ce a apărut poate acolo și nu în alt loc. Între timp, în ultimii 40-50 de ani și în Europa, probabil ați observat în propria viață o degradare puternică a modului în care facem agricultură, a rezultatelor obținute și ecosistemelor. Asta pentru că chiar și un teren fertil și precum cel european are o limită. Referitor la filozofia permaculturii, aș vrea să mai citez pe unul dintre este un fondator, dar el a aplicat foarte multe principii nativ. Este un japonez, studiat în permacultură, se numește Fukuoka. Și el a introdus pentru prima oară un sistem de cultivare a orezului 100% ecologic, folosind rațele ca și sistem de control al dăunătorilor. Pentru că el a observat că rațele, în esență, sunt carnivore, nu sunt erbivore, așa cum, sau granivore, cum probabil multă lume crede. Și dacă sunt lăsate libere în lanurile de, în parcelele de orez, ele consumă toți dăunătorii care altfel ar omorâ orezul și, în același timp, fertilizează orezul prin excrementele lor. Și ca să-l citez, spune așa că, referindu-se la un sistem de tip permacultural, este filozofia de a lucra împreună cu și nu împotriva naturii și de a observa cu atenție sporită, mai degrabă decât a munci cu spor și neatent, fără a gândi. Și cred că de la acest citat putem privi totul. În esență, permacultura nu este o carte, așa cum poate avem la agricultura convențională, care zice că dacă vrei să cultivi grâu, trebuie să plantezi între datele astea, la adâncimea asta, să stropești cu asta și să recoltezi așa. Nu există un manual pentru permacultură, deoarece nu există un loc pe pământ care să fie identic și atunci trebuie adaptat. Și observația este cea care permacultura ne dă niște principii pe care să ne ghidăm, dar noi trebuie să învățăm care este metoda cea mai bună și să le aplicăm în conformitate. Și trebuie să privim plantele și animalele în toate funcțiile lor și nu să tratăm o zonă drept un sistem ce poate genera un singur produs. De exemplu, grâu. Am plantat un hectar, eu nu pot să scot de acolo decât grâu. În loc să gândim, ok, care ar putea fi o combinație, cum a fost, de exemplu, la orez, în loc să cultiv doar orez, cultiv și rațe, ai și proteină, ai și ouă, ai și cultura de orez. Fără un input de muncă ca să cap de dăunători sau chiar și de buruieni, pentru că aveau și un rol de a
elimina plantele și algele dăunătoare pentru orez. Practic, viziunea permaculturii este să atingem un echilibru între om și natură și să avem un trai regenerativ, abundent, în comunitate. Cred că ar trebui să mut și... Să-mi spuneți dacă totul este clar până acum, este prea detaliat sau prea puțin detaliat, vreți să mai adaug ceva? Este ok. Bun. Înainte să vă povestesc despre principiile permaculturii, am desenat această pictogramă pentru că ea este întâlnită în multe descrieri ale permaculturii ca o intersecție a ecologiei sau a grijei pentru natură, a socialului sau a grijei pentru oameni și a economicului sau a grijei pentru securitate și răspândirea recoltei, împărțirea recoltei. Nu e deloc întâmplător, aceleași cercuri concentrice le avem și la dezvoltarea durabilă, dacă și economia bazată pe dezvoltare durabilă, ceea ce face permacultura o mănușă perfectă pentru economia dezvoltării durabile și pentru dezvoltarea durabilă în general. Ok. Și acestea trei sfere se pot traduce în câteva principii. Nu știu exact când, dacă chiar Bill Mollis a identificat așa sau mai târziu au fost adăugate. Mie mi se par destul de detaliate, nu o să stau foarte mult asupra lor. Dar doar un pic o să vreau să-l menționez, pentru că la baza acestora stă permacultura. Dacă le urmărim pe acestea și le aplicăm la o situație concretă, facem un design permacultural, în varianta simplă. Cam aceasta ar fi. Și dacă ar fi și un sens, ar fi în sensul acelor de ceasornic și am începe cu observarea și interacțiunea. Da? Este un lucru esențial pentru permacultură și înainte de a pleca la drum, să spui, ok, vreau să obțin rezultatul acesta, mai întâi încerci să observi și să înțelegi mediul în care vrei să obții acel rezultat. De exemplu, când m-am întors la grădină, am vrut să observ cu alți ochi. Și am zis, ok, înainte să mă apuc să plantăm același lucru, să facem același lucruri, ce pot să fac diferit. Și ce am observat atunci și clar este că avem o problemă de apă și că udatul este esențial vara sau trebuie gândit un sistem care să nu aibă nevoie atât de multă apă. M-am uitat, ok, ce funcționează în zonă, pe câmp, unde nu se cultivă nimic? La ce merge bine, la ce nu merge bine? Că dacă acolo merge bine la ceva util, poate că merge bine și la mine în grădină și pot să-l integrez în loc să plantez altceva. De exemplu, sunt anumite, putem să le zicem, fructe de pădure, nu știu cum să le zic, care sunt și utile și le poți folosi și funcționează foarte bine în zona de sud de unde sunt eu. De exemplu, măceșii, porumbii, păducelul și corcodușii. Aceștia, deși sunt, noi vedem ceva foarte simplu, apele, ce fac cu ei, dar de fapt, dacă îi analizăm un pic, ei conțin un aport nutritiv și mineral mult peste alte legume sau fructe pe care le cumpărăm și putem să le cultivăm fără niciun efort dincolo de a le planta. Și chiar și acela poate să fie cu un efort zero dacă plantăm din semințe. Doar că o să revin la această serie de arbuși, pentru că eu am început și o folosesc destul de mult acum la grădină și încerc să-i găsesc și mai multe utilități. Pentru că am observat că este o combinație care are șanse, mai ales în perspectiva schimbărilor climatice, unde de la an la an în sud trăim o secetă cruntă și chiar și cu irigație nu mai face față.
Pentru că mai este o problemă pe care nu o discută multă lume la știri, și anume cea a temperaturilor ridicate. Plantele au un anumit interval de temperatură la care pot să funcționeze. La 40 de grade nu se polenizează nicio roșie și niciun ardei. Fotosinteza este la unele plante înjumătățite și sunt multe alte, transpirația este prea mare, sunt multe alte probleme și atunci legumele obișnuite nu au cum să reziste. Chiar că le dai apă la 40 de grade, au probleme. Și de asta mă gândesc la soluții noi. Deci, un principiu este observă și interacționează. O să mai vedem legat de aceasta și alte exemple. După care să stocheze energie. Cum vorbeam mai devreme, trebuie să gândim ce energie intră în sistemul nostru și cum ar putea fi stocată. În cazul meu concret, avem odată soarele, care este din abundență și poate fi stocat în, în materie organică, fie că este vorba de lemn, fie că e vorba de fân, și produs organic care după poate fi folosit în grădină, fie că este vorba în recolta în sine. Desigur, poate fi stocat în panouri solare. Noi nu am, încă nu am făcut acest lucru, dar este un plan pe termen mediu. Îl stocăm în seră. Chiar dacă pare un pic contraintuitiv, este atât de cald și totuși avem nevoie de un solar, el își are utilitatea în sezonul rece, pentru că în sezonul rece, cu un solar, în acest moment, la Târgu Măgurele, avem tot anul verde. Deci eu în ianuarie, februarie, am legume de multe feluri din solar, doar pentru că este acoperit și conservă energia soarelui. Acesta ar fi un exemplu. La fel, vântul. În zonele unde există vânturi puternice, sau există vânturi generate de diferența de altitudine, folosite, desigur, morile de vânt. Fie cele care generează mai noi și care generează curent, fie cele clasice care generează energie prin mișcare. Și așa mai departe. Aici nu, este partea mai tehnică, să spunem. Eu nu sunt cea mai tehnică persoană, n-aș vrea să intru în acest detaliu, dar pentru mine... Astea erau cele două elemente pe care le am ca și energie, pentru că apa, din păcate, în zonă la mine nu este, este totul plat, nu pot să folosesc să stochez energie din, nu știu, apa care curge sau vine când plouă mult, n-am aici altceva. Obținerea unei recolte, acesta ar fi un alt principiu. Pentru că, în final, este vorba despre oameni și despre asigurarea unui trai și a unei continuități. Dar această recoltă, cum spuneam, trebuie obținută într-un mod care nu dăunează mediului și care aduce, atât naturii cât și comunității, beneficii integrale. Adică nu doar o parte din oameni reușește să producă ceva pe munca altor oameni. Este ceva integrat. De exemplu, ca și atitudine la mine, orice surplus de recoltă pe care l-am, încerc să fie îl dau la oameni pe care îi cunosc, vecini, mai puțin vecini, pentru că și ei de regulă au, dar oameni pe care îi cunosc de la prieteni, oraș și mai departe, sau să-l distribui în grădină. Fie îl dau la animale, fie îl conserv, fie îl pun direct în pământ. Oricum, nimic nu se aruncă acolo, adică nu iese din curte. Un alt principiu este acela de a observa și feedback-ul și de a te autogestiona. Adică am încercat o metodă nouă de a planta și a uda. A funcționat sau n-a funcționat și de ce? Și bazând pe acest feedback, reiau etapele anterioare. Este acel citat faimos al lui Einstein care spune că dacă de fiecare dată faci același lucru și aștepți un rezultat de diferit, ești nebun. Fix cam acesta ar fi principiul. Întotdeauna trebuie să
luăm feedback la ce facem și schimbăm mici, mici lucruri. Prioritizăm regenerabilele și de acum toate pictogramele au un sens mai mare. Aici avem un căluț, nu a fost pus întâmplător. Și asta e o deducție personală, dar sunt convins că acesta a fost motivul. Calul a fost pentru sute de, de ani mijlocul principal de locomoție și de producerea energiei într-un mod regenerabil în, în agricultură și în ferme. Pentru un cal nu era nevoie de niciun output extern. Da? Nu este nevoie să pui benzină. Odată cu apariția mecanizării, a fost trecut totul la o agricultură care se bazează pe o energie exterioară și fără să discutăm despre cazul fermelor foarte mari, dacă vă gândiți și la nivelul fermelor mici, au cam dispărut sursele regenerabile. Adică chiar și noi avem asta pentru că tatăl meu este un om deschis, dar mai are și el lucrurile lui. Avem un mini motocoasă, o chestie de asta care trebuie să funcționeze pe benzină dacă vrei să sapi repede undeva. Asta dacă alegi să sapi. Și chiar și la nivel de fermă mică folosim din ce în ce mai puțin resurse regenerabile, iar într-o fermă mică ar fi fix energia noastră a omului, dar gândită într-un mod permacultural, nu mă duc la sap. Și aici nu se referă doar la energie, forța de a munci, regenerabil și din perspectiva plantelor. Folosim plante care trăiesc de la un an la altul, perene, nu plante anuale, care trebuie de fiecare dată însămânțate, recoltate, la, pardon, săpate sau alte munci în ele. Și așa mai departe. Fără deșeuri, cum spuneam, exceptând deșeurile moderne precum plasticul sau anumite metale, orice altceva produs de o grădină poate fi reintrodus în sistem. Și aici, din păcate, și asta am observat-o la toți vecinii mei din, peste tot în sate, se aruncă toate resturile organice sau se dau foc. Nimeni nu păstrează bălegarul de la animale, cei care mai au. Îl duc și-l aruncă undeva. Eu așa am reușit să fac rost de vreun an și ceva de bălegar de la un vecin care preferă să mi-l aducă mie în curte, că e mai aproape decât să-l ducă până la marginea orașului unde îl aruncă de obicei. Nu pot să înțeleg de ce nu-l folosește în grădină, dar n-am... Deci, fără deșeuri. Și aici avem la fel o pictogramă a râmelor. Nu e nici întâmplătoare. Râmele sunt unele dintre cei mai mari procesatori ai deșeurilor organice. Din păcate, dacă noi tot curățăm totul, nici râme nu prea mai avem care se ocupe de asta. Un alt principiu este să folosim tiparele și detaliile. Și acesta este un lucru important și ține foarte mult de observare și interacțiune. În natură, dacă observăm cu atenție, sunt anumite tipare care se regăsesc în mod curent. Tiparul unei păduri, cum este ea structurată. Tiparul unei câmpii. Anumite relații între animale și plante sau chiar între anumite animale. De exemplu, un tipar clasic descoperit relativ recent este cel al pășunatului selectiv, care era făcut intuitiv corect în anumite zone în trecut și a avut un impact foarte mare, sau în continuare are, în, de exemplu, în Africa, în parcurile naționale din savană, unde poate ați și văzut, există și un documentar pe TED despre aceasta, au încercat să repopuleze anumite zone de savană și cu animale, dar și să le replanteze, pentru că erau, se transformau în deșert.
Și inițial au încercat să facă asta lăsând foarte mulți elefanți, nu tăia, nimeni nu s-a apropiat de ei, trăierul ăsta să înmulțească, dar nu aveau alți dăunători și au scos toate animalele precum vacile și așa mai departe. Dar în acel loc nu mai existau cirezile de animale sălbatice care existau acum 200 de ani. Și rezultatul a fost dezastruos. S-a observat o deșertificare și mai mare. Și era contrar la tot ce se știa despre parcuri naționale și ecologie. Că n-ai voie să te legi de asta, n-ai voie să te atingi de nimic. Dar ce nu se făcuse până atunci este să-și dea seama că sistemul era deja deficitar. Pentru că foarte multe schimbări avuseseră loc de vreo 100 de ani încoace. Și urmărind tiparul din savanele virgine, unde existau efective normale de animale și nu erau deloc influențate de om, și-au dat seama că pentru în savană, ca să ai vegetație bogată, ai nevoie de cirezi foarte, foarte mari, care atunci când plouă și crește repede totul, vin, mănâncă, își lasă excrementele acolo și calcă în picioare toate resturile și le bagă în pământ, iar după ce acoperă solul, astfel încât previne și deshidratarea, iar odată ce au plecat, plouă din nou, este și mai bogată vegetația și au reușit în câțiva zeci de ani, vreo 10-20 de ani, să semi-împădurească anumite zone natural. Doar aducând, ei nu au avut cirezi de animale sălbatice, au adus vaci. Multe, multe, multe vaci. Și le-au dat drumul acolo, dar le-au dat ghidat. Adică nu le lăsau să stea prea mult într-un loc, pentru că o cireadă naturală nu stă mereu pe aceeași pășune. Ea se deplasează tot timpul, tot timpul, e circular. Asta e o problemă, de exemplu, la noi cu suprapășunatul și este legat și de transhumanță, care este, de fapt, același lucru despre care se vorbește în acest documentar. Ei au urmărit niște tipare din natură. Nu lăsau oile tot timpul la munte sau la câmpie. Le mișcă, tocmai pentru că merg odată cu abundența și cu energia. Care fluxul de energie care traversează. Mai întâi de la câmpie până la munte. Și după aceea înapoi. Ok. Și la fel și despre detalii. Câteodată și micile detalii sunt trecute cu vederea și nu mai vedem pădurea de copaci. Practic. Un alt principiu este cel al integrării. Să integrăm cât mai multe elemente și funcții ale unui sistem, astfel încât să beneficiem de pe urma relațiilor lor. Elementele cel mai puternice într-un sistem nu operează singure, sunt mereu conectate cu altele. Soluții mici și lente, ca și în natură, schimbările bruște și de mare anvergură nu aduc neapărat rezultatele optime. De aceea este bine să încercăm mici soluții, vedem rezultatele, după aceea analizăm și dacă merge bine, continuăm. Nu m-am decis să plantez o pădure, păi acum ia vin, rad tot, am plantat tot și vedem peste 20 de ani ce se întâmplă. Despre asta cu pădurea o să vă povestesc că e ceva ce încerc și eu să fac pe o parte din teren. Încurajăm diversitatea. Pentru mine asta e unul dintre principiile mai importante. Deși cred că dacă le respectăm pe toate, n-avem cum să nu încurajăm diversitatea. Dar în acest moment avem o criză de diversitate la nivel global și eu observ asta mai ales în zonele agricole intense, cum este sudul României, unde la nivel de plante avem 4-5 plante care ocupă peste 80% din teren, ceea ce este nebunie, având în vedere de sute mii de specii care ar trebui să găsească într-un hectar. Și noi nu avem pe mii de hectare mai mult de 5-6 plante dominante și plantele astea dominante sunt culturile obișnuite plus buruienile lor, că și alea vin împreună. Și la fel la nivel de animale și insecte. Vorbea cineva mai devreme că a găsit un șarpe. Eu de 3 ani de zile tot caut și mă rog să văd un șarpe și nu este. N-am mai văzut
am văzut șarpe prima oară când am dus acolo la grădină, acum 12 ani. Cred că nu am mai văzut de atunci niciodată. Și ăsta nu este un semn bun. La fel, foarte puține animale și insecte care mai sunt și apar. De aceea, eu în multe lucruri pe care le fac, le fac și doar pentru a încuraja diversitatea, pentru că știu că diversitatea va avea după beneficii înzecite, doar că ele nu vin imediat, trebuie să ai un pic de răbdare. Și ar mai fi două principii, trei repede prin ele, zonele de tranziție sau zonele marginale. Asta este bazat pe o observație foarte practică, că zonele de schimbare sunt cele mai productive din natură, adică marginea pădurii, marginea lacului, zona de trecere între câmpie și pădure și deal sau deal munte, acele margini au o productivitate sporită pentru că îmbină practic câte puțin din ambele zone de la care se intersectează. Și dacă avem în posibilitatea să creăm sau chiar avem zone de tranziție în grădină sau unde cultivăm, este bine să ca acolo să ne concentrăm pe ele și să să producem cât mai mult, să le încurajăm. Și folosim schimbarea creativ. Acest principiu cred că este foarte util în zilele noastre când avem problemele de schimbări globale și climatice și inclusiv pandemia de coronavirus. Ok, aplicăm același principii, suntem într-o situație, s-a schimbat factorul X, acum cum putem să îmbunătățim sau să tragem efecte pozitive de pe urma acestor schimbări. Eu i-aș zice chiar un fel de reziliență, să cultivăm reziliența și adaptabilitatea. Un exemplu concret de la mine, pentru că au crescut temperaturile foarte mult în sud și mai ales iarna și precipitațiile sunt în scădere, am observat că merg din ce în ce mai bine smochin. Aveam un smochin care începea din ce în ce să producă mai mult. Am mai plantat încă vreo 10 care sunt în creștere și în ultimii 3 ani a fost o recoltă incredibilă. Dacă acum, când eram copil, sunt fructele mele preferate, când eram copil nu găseam nicăieri, dar abia găseai prin august la piață. Acum am în iunie primele smochine și încă o dată în august, septembrie, până spre octombrie. Și vorbesc de kilograme întregi, adică chiar... Așa că, ok, am observat că nu prea mai merg alți pomi, că sunt probleme de... fluctuații de temperatură, prefer să plantez smochin. Adică un mod de a trata schimbarea creativ. Ok. O să merg mai departe. Aici este o poză din grădina mea de acum 2 ani. Am zis să vă și arăt un pic. O să mai vedeți poze de la mine din grădină. Aici o să vedeți o binare de plante, pomi, încercăm să fie cât mai divers, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Solul este lucrat, nu este chiar 100% lăsat în pace, mai avem și noi de făcut acolo. Ok, o altă parte care ține de planificare și de proiectarea unei grădini este aceasta de a, i-am zis, a lucra cu pământul. Este o traducere destul de brută din engleză, dar nu am găsit un termen mai potrivit. Este practic de a lucra cu elementele pe care le avem pedoclimatice din zona respectivă. Tocmai de aceea vă dădeam exemplu cu grâu și manualul de creștere. Manualul acela este identic oriunde te afli, că te afli în România, în Portugalia, în Statele Unite, este același manual. Dar în mod evident, condițiile pedoclimatice nu sunt aceleași. Și atunci, pentru în permacultură, e important să înțelegi care sunt condițiile locale, ca după aceea să poți lua decizii despre ce cultiv, unde cultiv și cum fac acest lucru mai bine și mai ales de a vedea fluxurile de energie. Și sunt aici două exemple.
Am încercat să scriu în română, mai sunt câteva și în engleză, nu e un desen propriu. Dacă avem de-a face cu zone cu pantă, de exemplu, lucruri poate știute în, la țară sau la munte în trecut, deși la ce probleme am mai văzut cu aluviunile, poate că s-au mai uitat, plantăm sus o bază de pădure pentru a stabiliza terenul, da? După care casa este întotdeauna pusă în punctul de inflexiune, pentru că acolo ai cea mai bună protecție și față de vânt și cea mai bună expunere la soare și nu este riscul să te trezești cu apa în pivniță sau în cameră. După care putem face sisteme de captare a apei. În funcție de teren poți să pui și lângă casă, mai de, înainte, aici depinde foarte mult de pantă. Și ce ar fi important de, de reținut, că circulația aerului produce energie, bază, că fluxul care coboară de acesta, de exemplu, nu o să jos numele care sunt sensibile la frig și la ger, pentru că cu siguranță ele vor avea de suferit. Și un alt exemplu, ceva mai pe un teren mai plat, de cam cu ce mă confrunt eu, este folosirea, ok, ne orientăm în, mai întâi pe punctele cardinale, de unde vine cel mai mult soare, de unde vine cel mai puțin și în funcție de sezon, pentru că soarele de, de iarnă nu este identic la noi cu cel de vară. Și în funcție de aceasta plantăm legume, punem, poziționăm casa, animalele și așa mai departe. Nu o să intru în detaliu, ar fi o discuție extrem de lungă și bănuiesc că în continuare se face acest lucru la noi, nu se construiesc case cu fața la nord și nu se pun animalele în bătaia soarelui, dar pe de altă parte, câteodată am văzut și niște constrângeri destul de crunte. Și în acest exemplu, observați că putem folosi un copac ca și umbră pentru legume vara când este soarele cel mai puternic. Putem planta sub el un acoperământ. În cazul acesta e opțiune de căpșun, poate să fie și altceva. Pot să fie tufe de zmeură, pot să fie probleme, nu se aude? Nu se aude. Nu, e blocat. Da, îi spunem lui Emil. Văd că a dispărut chiar. Cred că are o problemă cu conexiunea. Uite, dispăruse da. Emil. Am picat cu totul, nu știu de ce mi-a picat internetul. Da, dar acum te auzi mai bine ca înainte. Cred că era un semn că trebuie să mai iau o pauză, poate am vorbit prea mult. Când vorbești bine, nu-i niciodată prea mult, e ok. Dacă sunt eventual întrebări până acum și în felul ăsta facem o pauză activă. Aveți întrebări până în momentul de față sau continuăm și le discutăm toate la final? Dacă există nerăbdare așa și pentru niște întrebări, chiar putem să luăm câteva dintre ele. Dacă nu s-a înțeles ceva și... Ok, atunci lăsăm pentru mai târziu. Perfect. Înainte să pice, spuneam că
partea aceasta cu gânditul de la început pentru mine a fost cea mai mare provocare și este în continuare, deoarece personalitatea mea este te duci și începi și faci și vezi lucru. E foarte greu pentru mine să fac planuri detaliate temen lungi, dar am preluat cu le principiile mai culturale în viața de zi cu zi. Adică am reușit să aplic de multe ori, dar câteodată mai ține și de o fire a omului și trebuie să și lucrăm cu noi să adoptăm niște lucruri. Așa că nu știu câte persoane sunt confortabile să stea mai întâi înainte să facă planul de agricol pentru la anul, să stea să-și ia creionul, să deseneze, să gândească aici plantez asta pentru că asta mi-aduc la anul așa. Aici cât de cât am început să lucrez mai bine. Este și mai dificil atunci când deja există niște structuri în locul respectiv și trebuie să iei decizia de a le folosi sau a le elimina. Dreptul eliminat este mai complicat. Mai de aceea, la mine, trebuie să niște lucruri care nu mă mulțumesc, dar pentru că să tai niște pomi și... Am preferat să aștept să se schimbe cu timpul mai degrabă decât să le schimb eu. Ok, și ca ultimă chestie mai grafică, mai este și ideea de zone. Aici este în engleză, dar e destul de simplu. În permacultură a fost introdus conceptul de zonare a grădinii sau hai să vorbim despre o grădină a grădinii, în sensul că avem casa, locuința ca și punctul central, iar de acolo începem cu zona 1, 2, 3 și așa mai departe, în funcție de zona 1 fiind cea unde noi ne petrecem cel mai mult timp, este cea mai apropiată de casă, deci necesită cea mai mică energie să ne deplasăm în ea și în această zonă trebuie să punem acele lucruri care ne ocupă cel mai mult timp. De exemplu, animalele. Nu vrem să fie la un kilometru distanță găinile, că trebuie să ne ducem în fiecare zi să luăm ouă, trebuie să le dăm de mâncare, trebuie să... De aceea, nu cred că sunt case la țară care n-au găinile lângă casă. Ăsta e un motiv pentru care le ai acolo, de ce am întors, că este foarte util. Plus că există și alte avantaje. Casa protejează termic, de vânt și așa mai departe. Deci sunt și adăpostite. Alte plante care sunt necesare în jurul casei sunt cele de plantele anuale, pentru care trebuie să depui mai mult efort, sau plantele foarte des utilizate, nu știu, condimente aromatice, pătrunjel, leuștean și așa mai departe. Pomii fructiferi nu au neapărat un rol extrem de util sau important în jurul casei, chiar dacă noi întâlnim asta. Ei au un alt rol, acela de a proteja și a oferi umbră, dar acest rol poate fi obținut chiar mai bine de poate alt tipuri de pomi, care n-au nu dau mere, dar, de exemplu, un stejar poate să fie o opțiune mult mai bună, mai ales în anumite zone, și poate fi chiar în curtea animalilor. Și ghindele pot fi mâncate dacă avem porci ca direct și le mănâncă porcii. Sau duzii, la fel. Sunt pomi foarte buni de puși în jurul casei dacă vrem umbră și protecție vara, dar lumină iarna. Și dacă avem găini închise acolo sau alte animale, ele consumă toate dudele alea care cad pe jos și sunt foarte bogate în energie și asta e o problemă cu duzii, nu mai pute de la ele, nici nu și găinile mănâncă ceva. Adică sunt astfel de relații care pot fi gândite foarte simplu. După care de la zona 2 încolo începem să cultivăm lucrurile pentru care nu avem nevoie de atât de multă atenție și atât de repede. Doar așa ca principiu, nu intru în detaliu la fiecare. Dar pentru suprafețele mari, de exemplu, la mine la grădină are sens pentru că nu e atât de mare, dar este pe lungime. Și am câteva sute de metri de la casă care e la un capăt până la capătul celălalt.
Și de aceea eu am decis ca la capătul celălalt să fac o pădure comestibilă în care să plantez diversi pomi, arbuști și plante perene care nu necesită mai mult de atenție mai mult de câteva ori pe an. Că mă plimb eu când am chef e altceva, dar atenție efectivă nu necesită tot timpul. Dar în cursurile mici, poate că zonarea nu mai are sens pentru că totul este la un loc. Depinde aici și despre față. Cum spuneam, provine din Australia, în alte părți ale globului, suprafețele la o fermă sunt de zeci de ori mai mari decât ce avem noi aici. Ok. Același sistem, nu mai intru în detaliu, doar că aici este făcut în pantă și se vede mult mai clar ce ziceam cu plantele anuale și grădina de legume lângă casă, poate găinile și alte animale tot în zona 1, zona 1, zona 2, după care livezile, poate pășuni și în funcție de sistem ce altceva mai avem, lacuri și așa mai departe. Ok, și aici este un exemplu de la mine din grădină. Eu am decis să împart zona de lângă casă mai mult decorativ. Nu țin atât de mult de permacultură, dar este din nou câteodată și personalitatea se impune. Îmi plac foarte mult florile, am foarte multe și atunci am decis că ok, le păstrez mai mult în zona casei. Au fost și sunt ani în care pun și legume printre ele, dar nu întotdeauna. Dar chiar și așa, aici, dacă observați, am... adică nu se observă, vă zic eu, undeva aici în spate avem pomi fructiferi, cireși și un cais. Mai avem niște pomi aici, dar în zona aceasta sunt doar chiar lângă casă, doar zona decorativă. Și am ales să folosesc doar materiale pe care le-am salvat din grădină sau le-am luat de pe lângă. Nu am cumpărat decorațiuni, nu am adus nimic exterior. Mai nou, că am mai schimbat câte puțin, am folosit din lemnele tăiate de prin grădină să fac mai multe straturi. Ok. Și pentru că am terminat cu generalitățile, vreau să discut despre câteva lucruri care mi se par cel mai importante atunci când începem să gândim permacultural și mai ales la nivel de grădină mică, grădină de în jurul casei. Am încercat să cresc ceva practic, ceva ce fac și eu. Și totul a pornit și pentru mine și ar trebui pentru oricine să pornească de la sol. Multă vreme solul a fost ceva inert, ceva mort, care are doar o utilitate de suport, el nu a fost gândit ca un sistem viu. Și cred că cea mai mare revoluționare în domeniul agriculturii este în știința solului din ultimii ani și în continuare se obțin date noi, pentru că la un moment dat cineva și-a dat seama că de fapt noi oamenii suntem focusați să ne uităm la altceva și nu ne uităm la pământ și ce conține el. A, că știam că sunt râme, sunt niște chestii prin cârtii și nu credeam că au sistem și realitatea este un pic invers. Cea mai mare productivitate, cea mai mare biomasă se află în pământ, nu în afară. De la rădăcinile plantelor, care sunt mult mai mult în pământ decât ce vedem noi afară, la masa de animale, fie că vorbim de mamifere, fie că vorbim de insecte, viermi, ciuperci și cele microscopice, au fost calculate, nu mai știu exact acum, dar erau de vreo 3 ori greutatea a masei biologice din pământ, era undeva de 3 ori mai mare decât cea de deasupra. În orice sistem, indiferent că era natural, virgin sau nu, era mult, mult mai mare.
Și ăsta este și un motiv pentru care săpatul și aratul aduce un, un stimulent de creștere pentru plante și de fertilitate, pentru că noi omorâm foarte mult viață în sol, care se descompune și hrănește o perioadă scurtă plantele. Dar, în realitate, solul este o structură care se autoreglează. Noi nu trebuie să-i facem aproape nimic. Trebuie să lucrăm cu el. Și aici se văd, mi s-au părut sugestive imaginile de viață care există în pământ. Și aici aș vrea să vă propun un exercițiu, când aveți timp, să vă duceți în grădină, într-o două zone, trei zone, și să săpați un pic și să vedeți ce găsiți. E foarte puțin să nu găsiți mare lucru. Emil, Emil, scuze, ai putea să repeți pentru că s-a auzit cu întrerupere. Și dacă, se va mai auzi cu întrerupere, te voi ruga să te deconectezi și reconectezi iarăși. Ok. Îți comunic eu dacă încercăm... Deci dacă poți să repezi treaba asta cu exercițiul. Doar să-mi zici de unde să repet. Exercițiul. Ah, ok. Spuneam ca și exercițiu când aveți timp să vă duceți în grădină într-o grădină și dacă săpați 10, 15, 20 de centimetri, coateți pământul, vedeți dacă o să găsiți ceva. Care este structura solului, cum se simte el, care e culoarea. Cred că m-ai auzit, Bogdan. Emil, avem probleme. Cred că Și... Hai că mă deconectez. Deconectează-te și te reconectezi. Și... Da. Mm-hmm. Ok. În felul ăsta și ceilalți iau o pauză, 2-3 minute, dacă doresc. Și... Mi se pare interesant? Da, e ok. Da? Foarte interesant. Da, da. E chiar o știință a naturii incredibilă. Și... Bogdan, poți să ne pui în legătură cu Emil în perioada asta? Adică putem să intrăm în legătură cu el? Ne organizăm. Ne organizăm ca să putem intra în legătură cu el. Să organizăm astfel încât să fie de folos la cât mai mulți. Perfect. Eu deja vizualizez în față la mine, în fața balconului aici, cum mă reorganizez. Perfect. Da. Ne revoluționează un pic. Uite, și eu sunt în grădină și mă uit în stânga, în dreapta, să văd dacă regăsesc ce spune el. Și nu vă zic ce găsesc. Nu găsesc. Da, gata. Mă conectasem pe altă rețea de Wi-Fi. Dar te-am auzit cu grădina și m-am gândit acum că se pare așa puțin ironică, vorbind despre grădina mea sau despre permacultură, dar eu nu sunt acolo. Anul ăsta e un pic diferit. Am prins în București starea de urgență. Aha. Și bine, a fost și o decizie voluntară, că am vrut să stau departe de tatăl meu o perioadă, el fiind în vârstă și eu nu mă simțeam confortabil. Ok. Dar urmează să mă duc și eu în curând să stau mai mult la grădină. Și dar, să vedem dar avantajul Emil la o grădină permaculturală e că e mai mult observație decât muncă. Deci ce lipsește de acolo e observația, nu neapărat munca. Cred că m-ai prins, că asta mi-a plăcut și cel mai mult, că eu tot timpul asta preferam să fac, să mă duc să mă plimb, să mă uit, să nu știu ce. Nu am fost neapărat dornic să mă iau la muncă cu sapa, grădina. Și în continuare, eu sunt anti și mă mai contrez cu tatăl meu, care vine dintr-o filozofie foarte clară. Grădina trebuie să fie aliniată, curată, pământul măturat. Da, da, da. Și, mai cu grădina intensă în muncă și tu mai intensă în observare. Da. Dar
Dar oricum, este din ce în ce mai... este un convertit foarte, foarte bun. Doar că acum trebuie să fiu eu cât mai des pe acolo. Că chiar îmi mai trimite poze și ultima oară am zis, dar ce s-a întâmplat acolo în căpșuni? Că ai săpat, ai scos, ai nu știu... A, păi da, dar nu se mai putea, că erau nu știu cum și am zis, ah, da, dar trebuie să mai ai răbdare un pic, că e ok. Dar, în fine, reparăm. Nu-i problemă. Acum t-auzi mai bine, pare. Ok. Ia, stai puțin. Nu știu de ce se tot conectează pe altă rețea. A, probabil asta e. Că la început te auzeam foarte bine, ulterior cred că s-a conectat pe altă rețea. Acum am auzit bine, nu? Acum te aud bine, da. Dacă, bine. Dacă mai avem probleme, o să mă mut pe hotspot ca să... Ok. Să facem semn. Ok. Bun. Bun. Relansăm. Relansăm. Vorbeam despre sol și este subiectul meu preferat în ultimul timp, pentru că acolo se ascund multe din probleme și multe din soluții. Pentru că, ok, e vorba odată de această microbiologie a solului și de ceea ce se întâmplă în el, dar tot ce se întâmplă are și un efect asupra plantelor pe care le cultivăm. Nu știu dacă mă mai auziți. Da. Ok, că eu încerc să dau share la... Ah, ok. Dădeam eu greșit. Share screen. Stai un pic. Bun. Ok. Ziceam că există multe lucruri bune pe care le luăm dintr-un sol fertil. Toată lumea știe de sol fertil, toți am trăit cu asta, că solul e bine să fie fertil, dar cam pe aici ne-am oprit. Ce înseamnă această fertilitate nu este întotdeauna foarte bine înțeleasă. Și de regulă s-a limitat la niște minerale și nutrienți de tipul azot, fosfor, potasiu, uree și alte chestii care se introduceau în sol, pentru că plantele au nevoie de aceste minerale. Dar plantele au nevoie de ceva mai mult de atât. Și solul la fel. Un exemplu care m-am confruntat eu, noi avem un sol bun, conform definiției ca la carte, pentru că e un cernoziom, este adânc, perfect. Doar că procentul de humus, humusul fiind materialul organic care se află în sol, este din ce în ce mai mic. N-am făcut analiza de sol, cea de laborator. Nu, în final am zis că e o investiție care poate nu merită. Am făcut o analiză ceva mai rudimentară care funcționează și o pot... sugera. Am luat pământ, l-am pus în apă, l-am lăsat câteva zile și după aceea am uitat ce s-a decantat, cum s-a decantat. Și materialul organic care trebuie să fie la suprafață și e evident ca și culoare și tot, era foarte, foarte puțin. În unele zone, aproape, dacă e să sap mai mult de 10 cm, e cred că zero. Oricum, humusul este de regulă la suprafață. Tocmai de aceea este atât de dăunătoare metoda convențională de agricultură și arat. Pentru că distruge fix acest strat mic, subțire de humus care nu se regenerează rapid și care conține materiale organice și substanțe organice pe care plantele le folosesc, dar și care susține toată microbiologia aceasta a solului. N-am reușit să găsesc, vreau să pun un video, pentru că a fost făcut un experiment. Solul care conține humus poate să absoarbă mult mai multă apă decât un pământ care nu conține. Atât de mult încât, de exemplu, dacă în exemplu respectiv erau două zone diferite, într-una se turna apă și se turna în ambele apă, dar ele puteau să aveau mai jos o scurgere și puteai să vezi ce apă se scurge. În zona care era cu mult material organic, acoperită cu mult humus, nu curgea deloc apă. Rămânea toată înfiltrată în sol.
în zona unde nu era, totul se ducea. Pentru că nu e doar vorba de pantă. Desigur, dacă avem pantă, plouă, dacă nu se poate opri în sol, se duce o ia la vale și avem prăpăd. Sau, în fine, pierdem apa, se duce în râu și aia a fost. Dar chiar și la zona plată de câmpie, dacă plouă mult, apa se infiltrează în sol, se duce în jos și aia a fost. Și după o ploaie ne trezim că la 2-3 zile pământul e uscat. Și degeaba plouă cantitativ ok dacă ea nu rămâne în sol. Și asta se întâmplă pentru că agricultura intensivă a făcut ca humusul să fie pierdut și pentru că nu mai există rețeaua de ciuperci și animale care produc canale și tot felul de substanțe care atrag apa și o rețin în sol. De exemplu, râmele, în momentul în care ele digeră materialul organic din pământ, îl trec prin sistemul lor digestiv și când îl elimină, îl elimină cu diverse adiții de mucus și îl transformă în acid humic și alte substanțe organice care, de fapt, sunt partea cea mai bună a humusului. De aceea și există acel vermicompost, nu știu dacă ați auzit, și anume este, să zicem, bălegarul obținut din folosirea râmelor ca și, nu știu, animale de cultură. Le ții undeva, le dai de mâncare, numai mâncare organică și în timp ele consumă tot și tot ce rămâne în urma lor sunt acele excremente care sunt humus pur. Este cea mai bună calitate, folosești un pic la sol și ameliorează foarte mult. Și asta se întâmplă și în pământul obișnuit din grădină. De asta e bine să ai multe râme și de asta am și zis de exemplu. Dacă eu am problema asta clară, adică sunt zone unde dacă mă duc și sap, nu văd nicio râmă și sunt zone unde văd râme. Diferența fiind că, de exemplu, la solar, pentru că acolo este cel mai intensiv lucrat și a fost mereu lucrat mai mult și pentru că nici nu avem precipitațiile naturale, deși pământul mai uscat, regăsesc foarte puține râme doar primăvara de vreme, februarie, cam așa. În rest, mai deloc. Și am zis, ok, asta e o problemă. Și cum poți să le atragi? Există metode, cea mai bună, mulcirea. Și asta este și o metodă de a proteja solul. Și acum o să merg la mai departe un pic. Aici, de exemplu, era acum un an, primăvara, plantam niște dovlecei, nu știu ce plantam, și când făceam groapa să-i pun, dau și peste această doamnă de broască, dar înainte nu știam că găsești broaștele în pământ. Dar ele chiar sunt în pământ. Era băgată vreo 15 cm, încă nu ieșise din hibernare. Păi dacă veneam cu motocoasă acolo, pa, broască. De asta dispar, nu? Și mi-am dat seama după că au iernat în zona aia, deși de regulă noi să aram acolo, pentru că a fost prima oară când toamna am acoperit-o cu frunze. Și atunci acolo au venit tot felul de animale, s-au adăpostit, s-au băgat. Deci în sol există multă viață pe care noi nu o vedem. Și solul necesită hrană, din perspectiva faptului că este viu, da? Și solul vrea să fie acoperit. Iar asta ține de o observație foarte simplă. În natură nu există sol descoperit. Dacă există pământ descoperit, este deșert. Dacă gândiți-vă la orice sistem natural, nu există pământ descoperit. Dacă e descoperit, e descoperit că e deșert sau pentru că un animal l-a săpat sau l-a scos la suprafață. Altfel, totdeauna solul vrea să fie acoperit pentru că așa este protejat de vânt, de soare și care îl face să-și piardă humusul. Există o categorie de plante care se numesc plante ripariene. Este o categorie biologică și sunt definite ca acele plante care ocupă primele locuri goale. Ele sunt primele care colonizează un teren gol, pregătesc pământul,
ca alte plante cu alte funcții și mai complexe să preia mai încolo. Ele au un rol în natură pentru că se mai întâmplă să cadă, iasă un pom cu totul, să se surpe, să vină o cârtiță și așa mai departe. Mereu există zone care se golesc temporar. Aceste plante ripariene de regulă sunt ceea ce noi numim buruieni. Pentru că noi ce facem? Noi descoperim solul și pe aceea ne minunăm, a, iar au venit buruienile, trebuie să le smulg. Păi normal că asta se întâmplă, asta vrea să facă. Niciodată nu o să putem controla asta. Deci, de asta e nebunia cu stropitul și adăugat ierbicide, pentru că noi nu tratăm solul așa cum trebuie. Și aici o să vă dau un exemplu. Ce se întâmplă, sunt convins că ați văzut și la noi pe câmpuri, când se ară și vedem un nor imens de praf care se ridică. Păi norul ăsta este sol care se pierde și se duce. Și dacă în sudul României nu este tragic pentru că avem câțiva metri de sol, sunt zone în lume, Australia era un exemplu, unde era și de 5-10 centimetri și pe aceea dai de piatră. Și dacă îl zbori pe ăla, s-a dus. Exemplu clasic al stepei din Asia Mică, din Asia, da, Asia Mică, în zona Kazahstanului, când era pe vremea URSS-ului, a fost pus în practică un mare plan agricol de către oameni de știință ruși, pentru a produce cât mai multă hrană și de a cultiva stepele Asiei. Și s-au dus acolo și au arat acele stepe și au plantat porumb și grâu și au obținut niște recolte incredibile. În primul an și în al doilea an un pic și în al treilea an și în al patrulea, cincelea an, colaps total. Pentru că au făcut fix acest lucru. Era un pământ foarte sensibil și o zonă foarte sensibilă care nu suporta arat. Și de atunci a devenit, nu știu între timp ce s-a mai întâmplat, bănuiesc că a fost abandonată și s-a refăcut cât de cât, dar este un exemplu de practici destructive care se văd imediat la terenurile mai sensibile. Aici este un exemplu bun. Există o metodă de a lucra pământul la scară largă, care se aplică clar la grădini, dar mult mai ușor, care se numește metoda fără sac. No dig, no till. Posibil să mai fi auzit despre ea. Eu practic pe anumite părți de teren. Nu am reușit să o pun în practică peste tot. Este și un pământ special. Mi-am dat seama că, da, înveți niște lucruri, dar după aceea le și analizez ce se întâmplă la tine în grădină. Iar în pământul nostru, fără sapă, presupune să renunți la anumite legume sau presupune să obții niște chestii pe care eu momentan nu le am, gen foarte mult bălegar, foarte mult compost, foarte mult material vegetal pe care eu acum nu l-am și din cauza că plouă în ce în ce mai puțin vara, devine o zonă unde nu mai funcționează la fel de bine. În schimb, în zonele unde plouă mult, mai ales zonele montane, este o super metodă. Chiar nu ai nevoie să sapi deloc, poți să plantezi direct. O să vă arăt niște imagini cum am făcut asta și la mine în grădină. Iar aici este o combină care plantează direct după prima recoltă. Adică se cultivă o cereală sau un îngrășământ verde, iar în locul lui se trece direct cu însămânțarea și plantele chiar și așa ies, în timp ce materialul organic de la recolta dinainte se descompune. Pare un pic așa fantasmagoric la ce suntem noi obișnuiți, dar natura așa se întâmplă. Nimeni nu sapă natură și totuși plantele ies peste tot. De ce ar fi diferit și la ceea ce cultivăm noi? Ok. O să merg mai departe. Aveam și un video, dar cred că nu o să mai avem atât timp. Am trecut aici câteva bune practici de creștere a fertilității solului sau mai degrabă de conservare și creștere și spuneam de lucrările minime sau fără sapă.
Ok, și dacă trebuie să săpăm, încercăm să limităm acest săpat la o dată pe an, atunci când plantăm ceva, și în rest lăsăm solul să se odihnească, să se păstreze legăturile din pământ. N-am menționat mai devreme la microbiologie despre ciuperci. Ciupercile sunt cele mai importante și cele mai răspândite vietăți din sol, iar rolul lor este esențial pentru o plantă. Se știa despre rolul micorizelor, adică a simbiozelor dintre ciuperci și rădăcinile plantelor pentru anumite plante, dar nu se știa că este atât de răspândită. S-a dovedit că peste 80% din plante funcționează cu o micoriză și aproape 100% funcționează cu o micoriză, dar nu neapărat esențială, în sensul că se pot dezvolta și fără. Deci marea majoritate a plantelor au nevoie de ciuperci care să le... practic, ce fac ciupercile? Ele absorb anumiți nutrienți pe care plantele nu pot să, la care plantele nu pot să ajungă. Sunt un fel de, să zicem, extensii de rădăcină. Iar în schimbul acestor nutrienți, minerale, primesc de la plantă o parte din produsul fotosintezei. S-a dovedit chiar că în multe zone rețeaua de ciuperci din pământ mută mineralele de unde sunt abundente în zonele unde nu sunt. Deci, practic, ele echilibrează deficiențele din sol. În momentul în care îl săpăm foarte mult, rupem toate aceste micelii de ciuperci și le distrugem. În momentul în care stropim cu antifungic pentru că vrem să avem mană la roșii, omorâm și ciupercile din sol. Asta e un motiv pentru care, chiar dacă am soluții bio pentru a stropi de ciuperci plantele, încerc să nu o fac, pentru că știu că le omor și palea bună, nu numai palea rel. E ca la antibiotic. E antibiotic să scap de o bacterie, dar după aceea ai probleme la stomac. Bun. Lucrările minime înseamnă și mai puține buruieli. Asta tocmai pe ce spuneam mai devreme. Noi când deranjăm solul, încurajăm plantele care astea sunt făcute să acapareze pământul să se dezvolte. Și în același timp scoatem la suprafață semințe noi. Rezerva de semințe din sol este foarte, foarte mare și pot să reziste zeci de ani. Și ele doar așteaptă momentul ăla în care ies la suprafață și încolțesc. Deci dacă noi facem asta, normal că ies și buruienile și trebuie să găsim după soluții pentru a scăpa de ele. Iar această noțiune de buruiană este doar o noțiune antropică. Nu există buruieni în natură, există doar plante și cu ele au un rol. Și o să vă dau un exemplu și cum putem să le folosim, să ne dăm seama ce probleme avem la sol. De exemplu, pătlagina și păpădia de regulă sunt niște buruieni care preferă solul compactat. Ele au o rădăcină pivotantă care sparge solul compactat și ajunge la apă și nutrienți. Dacă avem o zonă unde crește foarte multă pătlagină și mai ales, înseamnă că zona este foarte compactată și va trebui să găsim o metodă să o decompactăm, fie săpând, fie acoperind-o și încurajând râmele, pentru că are nevoie de o decompactare dacă vrem să cultivăm cartofi sau, nu știu, roșii. La fel, dacă solul are foarte multe urzici, înseamnă că este foarte bogat în azotați. Și atunci poate nu vrem să cultivăm sfeclă pentru că se vor acumula nitriți în ea și nu e foarte bine pentru noi. Deci buruienile acestea ne indică de fapt problemele solului și există o întreagă știință în spate. Asta, nici eu nu le știu pe de rost. Când am nevoie de o informație mă duc și caut pe internet, din fericire există resursele acolo, nu trebuie să învățăm compendii. Dar pe lângă asta buruienile au și un rol, că eu, de exemplu, folosesc păpădia și o putem folosi la foarte multe, folosesc pătlagină, folosesc multe buruieni, gușa găinii, în salate, urzicile, sunt o groază care pot fi folosite pentru ceva. Adică trebuie să și vedem ce fac ele dincolo de faptul că ocupă un spațiu în sol. Și o să merg mai departe. Aici este un exemplu, nu e de la mine din grădină, este un exemplu de grădină fără sapă, practicat în UK,
de un grădinar organic faimos acum, doar că el face o metodă prin care acoperă direct cu compost, da, cu acel material descompus ca un fel de humus, acoperă direct solul o dată pe an și după aceea plantează imediat și are grijă să nu mai, practic buruienile nu mai ies pentru că acel sol cu care el acoperă nu conține semințe, nu conține alte rădăcini și ele n-au cum să mai iasă. Este o metodă foarte productivă, dar pe de altă parte mie nu mi se pare fezabilă la multe grădini. Inițial asta credeam și eu că o să fac și am încercat și după aceea mi-am dat seama că n-am cum să susțin, pentru că nu dispui de atât de mult compost. Compostul este relativ greu de făcut, necesită ceva resurse și știință în spate, nu ca să obții ceva, adică bălegarul nu e compost. Da? Bălegarul este un amestec de material organic, dar și semințe și dăunători și boli și așa mai departe. Și el se obține prin o degradare lentă, oxidativă. Sau nu întotdeauna oxidativă, dar oricum la temperatură joasă. Pe când compostul se obține întotdeauna crescând temperatura descompunerii la 60-70 de grade, ceea ce omoară orice patogen, orice sămânță, orice altceva. Și de asta zic, nu este o metodă foarte ușor de utilizat la, la noi sau nu o suprafață extinsă. În schimb, o folosesc pentru anumite culturi mai sensibile, și unde pot iriga, pentru că în UK plouă foarte mult, la noi e un deficit de apă, trebuie să găsești niște variante. Ce prefer este varianta cu paiele sau cu resturile vegetale, asta e chiar de la mine din grădină. Am încercat-o anul trecut la cartof, pentru că aveam o foarte mare problemă. La noi nu se făceau cartofi, puneam mai mult decât scoteam. Și în fiecare an tot la fel. Îi săpa, îi făcea, se chinuia, scotea niște găgâlici. Și am zis, dar ce mai pui? Că, sincer, oricum cumperi, nu-ți iese nimic, ori schimbi metoda, ori nu mai pui. Cartoful este o cultură care necesită pământ foarte afânat și umiditate multă. Citind pe internet, am găsit mai multe variante. Am pregătit o zonă de teren foarte mică, în care am adus bălegari inițial, pentru că aveam, și l-am acoperit cu un strat extrem de gros de fân, fân și paie pe care le aveam din grădină. Iar asta s-a întâmplat toamna, iar primăvara de vreme, pur și simplu am băgat până la sol cartofii. Nu i-am plantat, nu le-am făcut nimic altceva, pământul ăla n-a fost săpat, doar acoperit și plantați așa. N-am, din păcate, poză sau n-am găsit, dar am făcut o recoltă incredibilă. Cred că pentru tatăl meu ăsta a fost momentul crucial în care a zis da, funcționează, pentru că nu văzuse niciodată acolo cartofi atât de mari și a scos pentru, nu știu câți, 10 metri pătrați cât erau plantați, a scos cât n-a scos în 2 ani, 3 ani cartofi. Cred că e un pic de microfonie, dar nu știu de unde. Gata. Am rezolvat. E ok acum. Ok. Și aceasta este o metodă extrem de simplă de folosit și care mie mi-a plăcut, plus că are avantajul de a conserva umiditatea în sol. Am udat destul de puțin aici. E o zonă unde noi nu avem acces ușor la apă. E undeva în spate de tot. Practic udăm cu furtunul din când în când. Dar foarte rar. Și nici n-a fost nevoie, pentru că s-a păstrat foarte bine umiditatea în sol. Aici este ceva ce am făcut anul acesta. Este același lot, doar că sunt un fel de înainte și după. Am făcut în primăvara aceasta. Era o zonă unde, din păcate, anul trecut n-am fost atent la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, n-am acoperit bine și a fost invadată de pir. Pirul, dacă pentru cine știe, este cea mai dificilă buruiană, care și el are un rol și încep să-l studiez foarte mult. Ideea este că era un sol bun, era mult bălegar, dar era invadat de pir, nicio șansă să fi plantat ceva fără să sap foarte mult. Nu mai aveam energie nici să sap, nu aveam nici timp și am decis că aici nu o să fac decât această metodă de acoperire. Se mai numește și metoda lasagna, pentru că e cu niște straturi ca o lasagna. Am pus carton, aveam resturi de la
diverse materiale. Era tot ce aveam, că aș fi pus mai mult, sincer. Am pus un strat de carton. N-a fost nevoie să mai adaug bălegar sub el, pentru că deja aveam destul de mult. L-am udat bine, după care în dreapta l-am acoperit cu resturile. Era o zonă unde am strâns multe resturi organice de-a lungul anilor, care nu se descompuseseră foarte bine, că doar dacă le pui una peste alta înseamnă că se și descompun. L-am trecut și pe acestea și momentan zona e în așteptare. Am zis că nu vreau să plantez ceva până spre toamnă, dar cred că până la urmă o să, dacă n-a plantat deja tatăl meu, o să fie un cuib de dovleci care va acoperi foarte bine zona și va ține umiditatea și în același timp va beneficia de pe urma solului gras, care îl adoră dovlecii. Iar și asta e o metodă în care n-am săpat, n-am prelucrat, am mai făcut în trecut lucrul acesta, chiar în dreapta e un teren unde am făcut asta acum 3 ani, dar de atunci n-am mai făcut nimic altceva, aici a fost vina mea, așa că în primăvară a trebuit să sap un pic, nu mai aveam timp și nici n-aveam paie să-l acopăr. De asta zic, câteodată, dacă nu ai de unde să faci rost de asta, poate să fie dificil. Eu o să încerc să mi-l produc un fân la mine în grădină. Până acum l-am lăsat pe teren că aveam nevoie de el, dar o să încep să-l strâng. Am renunțat la paie de anul trecut pentru că sunt în final stropite cu erbicide și pesticide și nu vreau să le aduc. Adică da, sună bine să pui paiele, dar pe de altă parte nu știi cum au fost tratate. Aici este o movilă de compost pe care am făcut-o eu în primul an. De atunci am renunțat să mai fac compostare ca la carte, pentru că necesită foarte mult timp și mi-am dat seama că nu merită. Prefer bălegarul clasic și acoperit bălegarul cu paie ca să previn încolțirea semințelor și e ok. E mult mai puțină muncă până când o să găsesc un sistem mai bun. Există metode, dar nu am eu acum resursele. Cum ziceam la principii, pași mici și lenți, nu totul deodată heirut. Iar aici este o metodă, am încercat să acopăr cu un îngrășământ verde o zonă de pământ care era foarte prost, foarte mâlos întotdeauna. Dacă era ud, nu puteai să faci nimic, dacă era uscat, era beton și am decis să nu-l mai săpăm. Am plantat toamna un amestec de secară și măzăriche. Ăsta era undeva prin final de aprilie și în mai l-am cosit, l-am lăsat direct acolo, l-am cosit chiar înainte să înceapă să se usuce un pic, când raportul de azot și carbon din plantă este optim. Și după 2 săptămâni de lăsat așa, am plantat direct în el. N-am săpat, n-am făcut nimic. Bine, mai degrabă taică mi-a plantat, că eu nu eram acolo, dar cu mare greu l-am convins. A zis că nu se poate. N-are cum să planteze direct așa. Și am zis, băi, plantez direct așa. Și a plantat niște prazi și mai târziu niște varză. Asta este 4 luni mai târziu. Varza, din păcate, nu a făcut mare lucru pentru că a fost plantată foarte târziu. A fost vina noastră. Dar deja aici se vede că s-a cam absorbit tot materialul. În schimb, la praz am avut o recoltă incredibilă, de 3 ori mai gros decât am scos vreodată. Nu-i venea să creadă. Și toată munca a fost să-l planteze odată și, ok, noi avem un sistem de udat cu picătura, pentru că este cel mai eficient la conservarea apei și necesită cel mai puțină muncă. Fără irigare nu am putea crește prazul, adică chiar ar fi... Dar asta a fost tot, nu i-am făcut nimic altceva, a fost incredibil de productiv. La fel și aici. Era o zonă unde creștea un amestec de buruieni, smeură, mure, coacăze, niște flori. Am venit și am în ghilimele curățat-o un pic. Am zis că o singură dată o să fac asta și de atunci n-am mai făcut. Au trecut 3 ani. Am acoperit cu niște bălegari și paie și am mai plantat eu niște chestii perene și am lăsat-o așa. Am zis că asta așa o să fie, o dată pe an le tai și atât. Și... cam așa arăta după vara. Chiar mi-a plăcut foarte mult zona asta. Arăta și urât înainte. Nu necesită multă muncă.
și chiar obținem recolte bune de murez, meură, coacăze și n-am mai făcut nimic acolo, adică e o zonă unde nu m-am atins. Și acolo am observat și cele mai multe râme, dacă deschid ceva e plin de râme și acolo tot timpul, dar e și o zonă mai umbrită și mai umedă. Ok, și ca altă parte, trecând de la sol, acolo aș fi multe de zis, dar nu avem nici atât de mult timp. Important e că solul este viață. Pe final, aș vrea să vorbim și de integrarea plantelor, animalelor și insectelor în grădină. Emil, da. Pot să întrerup un pic? Te rog. Eu mă uit cu bucurie că totuși înainte, cu 10 minute de a termina seminarul, atelierul, a ajuns la pagina 27 din 44. Stai puțin. Sunt foarte multe poze la final. Da, nu, dar știi de ce vreau să zic, ce vreau să zic cu chestia asta? Că ar fi nemaipomenit să avem și un atelier 2, numărul 2, în care, pe de-o parte, să finalizăm prezentarea ta, care e de bogăție incredibilă și chiar ne irigă modul de a vedea natura și modul de a locui-o. Și pe de altă parte, am putea să răspundem sistematic la întrebările pe care le au participanții. Adică să strângem o serie de întrebări și data viitoare, când ne întâlnim online, să le răspundem sistematic, adică să le dăm timp, să le digerăm, să le abordăm în mod serios. Întrebarea mea e, bine, un pic așa în fața tuturor și s-ar putea să nu poți să-mi zici nu, dar ai putea să ne așa să ne oferi un al doilea atelier? Da, acum discutăm în sensul că, într-adevăr, ne apropiem de ora 5 și să nu terminăm partea aceasta, să continuăm data viitoare sau să reluăm în... Nu reluăm. Nu reluăm. Adică, okay. Acum întrerupim undeva unde ți se pare ție că întreruperea n-ar... Adică n-ar... Păi cred că aici ar fi, că urmează partea cea mai practică și mai plăcută. Perfect. Bun. Păi așa fac. Eu am anunțat absolut pe toată lumea că tu ești un agricultor, practician, filozof. Și partea de filozofie a fost perfect discutată acum. Și cum zici tu, partea practică, pe de-o parte, și cu întrebările tuturor participanților, discuția propriilor lor experiențe, să aibă loc cu timpul pe de care avem la dispoziție, eventual undeva săptămâna viitoare. Dacă... Cred că întrebarea se pune, Bogdan, și dacă doresc să mai continuăm altă dată. Păi, da, se pune... Răspunsul e da, dorim. Deci, acum ne-ai incitat, ne lași neterminați? Acum fiind ora 5, o parte dintre dumneavoastră nu pot să rămână și de-aia am zis că ar fi foarte bine să facem un atelier 2 și cine ar fi interesat să ridice mâna. Uite, de exemplu, eu sunt. Cred că toți. Deci, răspunsul Emil e vizibil. Excelent. Ce să zic? Mie de fiecare dată când... ascult pe Emil, așa mi se pare, așa cum ziceam înainte, că mi se irigă cunoașterea naturii, foarte practic, și noi încercăm să facem exact treaba asta cu Prof21 în acest proiect. Vorbim la un moment dat de micoriză, de simbioza între ciuperci și rădăcini, asta încercăm și noi să fim un Prof21, un fel de micoriză între școli, ca școlile să schimbe între ele nutrienți, informație, ce au nevoie pentru a avansa. Noi avem o mare preocupare, schimbările climatice, și din percepția noastră, din punctul nostru de vedere, permacultura e o modalitate de adaptare absolut fantastică la schimbările climatice și
noi ne dorim să o explorăm foarte mult cu o parte dintre profesorii pe care îi vezi aici, Emil, în online. Am și discutat dorința, ideea de a face niște cursuri Erasmus Plus anul viitor pe tema asta. Niște cursuri în străinătate, organizate de Reper 21. S-au arătat mulți interesați. Deci avem așa perspective frumoase și eu zic că chiar se merită să mai facem un atelier pe tema asta. Îți mulțumesc, uite așa, în fața tuturor. Foarte, foarte mult. Chiar a fost deosebit de interesant. Poate îmi pare rău că cei de aici n-au avut timp să se exprime, dar cu atât mai mult vor avea timp să se exprime data viitoare, să le discutăm eventualele proiecte, idei, dacă ne aduc, dacă vin cu niște întrebări gândite, cu niște fotografii pe care să le discutăm, să vedem ce răspunsuri am putea aduce. În orice caz, putem să ne gândim împreună la un design de atelier, să trimitem tuturor pe mail și să... Deci să avem invitația la continuarea acestui atelier, pentru că noi zicem că chiar se merită. Mersi tare mult! Cu plăcere și cel mai probabil, dacă se va întâmpla în curând, o să fiu chiar la grădină data viitoare. Extraordinar! Și am așa un vis să ajungem să facem niște cursuri Prof 21, așa cum ziceam, eventual prin Erasmus Plus, dar vedem, inclusiv în grădina ta. Adică să fim și noi acolo, să ne vorbești de grădina ta. Eu o cunosc, da? Și de asta zic, chiar se merită cu ceilalți, că una e să explici în grădină, să bei și un șpriț în grădină. Și, avem vie, dar nu facem vin. Ăla putem să-l aducem din altă parte, știi? Adică fiecare vine cu biletul de intrare. În schimb, vișinată se găsește. Perfect. Eu aduc peștele de la Brăila. Oh, și noi la Dunăre avem mult, mult pește. Dar se acceptă. Perfect. Mulțumesc tuturor celor care au participat, pentru că v-ați arătat interesul pentru tema asta. Și chiar școlile pot face foarte mult, foarte mult pe tema asta. Cred că nu doar trebuie să învățăm, trebuie deja să dezvățăm un mod de a gândi natura, de a trage totul drept, așa cum ziceai tu. Eu, școlile de la mine, de la București, pe care le văd, văd așa niște școli minerale, din ciment, nu numai că nu spermaculturale, dar sunt absolut aberante în față de contextul în care trăim. Sunt surse de căldură într-un oraș prăfuit și călduros. Și am așa o dorință, o speranță că vom reuși să răspundem la problemele majore pe care le avem în ziua de astăzi cu puțină inteligență, cu puțin mai multă inteligență, cunoaștere. Și mi se pare că permacultura e un mod foarte frumos de a cunoaște, de a învăța, de a te dezvolta, de a țiriga nu doar plantele din jurul tău, dar și creierul. Și chiar ne dorim foarte mult să dezvoltăm chestia asta. Și tu, Emilie, ești o resursă super pentru demersurile astea. Mersi tare, tare mult! Mulțumesc și eu foarte mult pentru atenție și pentru invitație. Și vreau să mai zic, aș putea să, eventual mâine, să share-uiesc pe partea de prezentare pe care am avut-o până acum și eventual niște resurse, link-uri în română chiar am pe permacultură, care mai pot fi studiate poate până data viitoare, în caz că am trezit un interes acum și să nu lăsăm să treacă timpul și poate cineva chiar vrea să mai afle ceva. E ok? Cum se pare? Ok. Minunat. Bun. Aveți o seară frumoasă. Mulțumim. De vedere. Mulțumim la fel. Mulțumim. La revedere. Să vă gândesc. La revedere. La revedere. Data viitoare. La revedere.